Cea de-a patra ediție, Stagiunea Muzicală, a debutat la Centrul Cultural Aurel Stroie din Bușteni. Seria spectacolelor de muzică bună va continua și în acest an. Recitalul de deschidere a aparținut sopranei Eliana Munteanu și pianistului Andrei Tănăsescu. Este o mare bucurie pentru noi să anunțăm toți iubitorii de muzică bună că a patra ediție a Stagiunii Muzicale, organizată de Muzeul Național George Enescu din București, în colaborare cu Centrul Cultural Aurel Stroie din Bușteni, și-a făcut apariția pe meleagurile noastre. Vom avea în fiecare sâmbătă recitaluri muzicale până la sfârșitul anului. Sâmbătă 25 februarie am deschis stagiunea. Sâmbătă, de la ora 18:30, iubitorii muzicii clasice sunt așteptați cu lucrări din Debussy, Bach, Elgort sau Johnny Răducanu, în interpretarea unor artiști celebri. Săptămâna aceasta vom avea un recital susținut de pianistul Horia Maxim, dar și de flautista din Viena, Mihaela Anica. Ei au mai fost la noi, întotdeauna recitalurile pe care le-au avut au fost primite cu căldură și cu aplauze de către publicul prezent în sală. În această perioadă, la Centrul Cultural Aurel Stroie pot fi admirate și două expoziții interesante, cea de pictură a lui Sorin Apostolescu și cea de sculptură a lui Gheorghe Ghidenac.